suflet, o față plină de zâmbet. Nașu, nașu, și de bravoasă doamnă, și de azi al doua oară. Nașu, nașu. Dragii noștri, în această seară vă salutăm din Iași, de la Moara de Foc, o surpriză frumoasă pentru doamna Izabela, care își sărbătorește ziua de naștere. O surpriză venită cu toată dragostea și cu tot respectul din partea fiinilor. Așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani! Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Venim ca complice din partea unor persoane foarte dragi dumneavoastră. V-ați uitat pe tortuleț și nu a dat nimic de bănuit. Dar am să vă întreb pe dumneavoastră, care din cei mai dragi ai dumneavoastră lipsesc astăzi? Toți îmi sunt dragi. Cei care astăzi și-au dorit sufletește să ajungă aici la dumneavoastră? Vini, mama! Am să vă ajut eu, pentru că am aici un aranjament scrie din inimă pentru Nașa. Am să rog pitica dumneavoastră să vă ajute, ca dumneavoastră să nu vă fie greu. Iar noi pentru dumneavoastră mai avem și câteva gânduri. Câteva gânduri venite cu toată dragostea, în urma cărora cu siguranță aflăm și ce au astăzi să vă spună. Iar mesajul spune așa: la mulți ani binecuvântați, cumpa iubita noastră Nașa. Îți dorim sănătate de fer, energia ta să fie de ajuns pentru săvârșirea multor lucruri frumoase și fericite. Căldura sufletului tău bun, zâmbetul tău gingaș să-i bucure pe cei din jur, iar bunătatea să-ți se întoarcă în zeciți și să-ți facă viața minunată. La mulți ani, dragă Nașă, tu ești pentru noi un dar special de la Dumnezeu. Un dar cum nu mulți au primit și puțin îl prețuiesc, dar pentru noi care îl prețuim din toată inima, îți spunem astăzi un mare mulțumesc. Ne bucurăm atât de mult că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o Nașă ca tine. Mulțumim, scumpa noastră Nașă, pentru că ne-ai fost mereu o bună sfătuitoare și mai ales pentru că ne-ai învățat să ne lăsăm călăuziți de lumina strălucitoare a Domnului în fiecare zi a vieții noastre. Dumnezeu să te răsplătească pentru tot. Scumpa noastră Nașă, profităm de această ocazie a zilei tale frumoase de naștere pentru a-ți reafirma dragostea și prețuirea pe care ți-o purtăm. Necondiționat pentru tine, cea mai minunată Nașă din lume. Îți mulțumim pentru grija pe care ne-ai purtat-o mereu, pentru valorile morale și spirituale pe care ni le-ai împărtășit, pentru frumoasa prietenie ce ne leagă de o viață întreagă. Cu multă dragoste, respect și prețuire, ai tăi fi, Jănică, Gianina și Selena din Germania. La mulți ani! La mulți ani vă spunem și noi! Iar acum, dacă ați avea cumva să le transmiteți și dumneavoastră. Dragii mei fiind, iubiți, vă mulțumesc din suflet că mi-ați făcut altă surpriză, că mi-ați mai făcut-o. Vă iubesc enorm și aștept să veniți acasă, să chefuim împreună, așa cum știți voi. Vă mulțumesc mult pentru gândurile și urările care mi le-ați făcut. Vă iubesc mult! Noi sperăm că au reușit să-și facă prezența și dumnealor aici la sărbătoare, iar acum zic să lăsați cadourile și vă invităm la dans, pentru că fiind au mai pregătit și o melodie pentru dumneavoastră. Mulțumesc din partea prietenilor, invitațiile în această seară și în partea fiindilor. Știi multe formații, Iana Pinu.
o față plină de zâmbet, nașul. Și de bravoasă doamnă, și de as, al doua oară, nașul. Și de o lună de zâmbet, o față plină de zâmbet, nașul. Și de bravoasă doamnă, și de as, al doua oară, nașul. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.